În urma codului galben emis de meteorologi, autoritățile sucevene au luat decizia de a se pregăti din timp pentru a evita diferitele situații periculoase cauzate de aceste dezlănțuiri ale naturii. Florin Sinescu, prefectul județului Suceava, a declarat că un accent deosebit se va pune pe secția de drumuri naționale, în speranța că în acest fel vor fi evitate accidentele de circulație. La ceea ce înseamnă atenționarea meteorologică cod galben, care intră în vigoare din această seară de la ora 23, care se va întinde pe o perioadă de 24 de ore până în data de 24 la ora 23. Avem o vreme în care sunt prognozate fenomene meteorologice însemnate. Vorbim de precipitații 20-25 de litri pe metru pătrat și izolat 40-50 de litri pe metru pătrat, de asemenea vânt. Iar în ceea ce privește noaptea de 23 pe 24, este posibil să avem lapoviță și ninsoare în zona de munte. Ceea ce înseamnă că trebuie să luăm câteva măsuri punctuale legate de această problemă. Pentru prima dată în această toamnă vorbim de posibile precipitații sub formă de ninsoare pe zona de munte. Ca urmare aceste atenționări meteorologice, am verificat stocurile de materiale, cum suntem pregătiți pentru a putea interveni acolo unde este nevoie, cu un accent deosebit pe secția de drumuri naționale Câmpul Lung, unde avem un stoc de 682 de tone de nisip, 247 de tone de sare. Sunt 19 utilaje care vor funcționa pe secția drumuri naționale Câmpul Lung, din care 14 sunt închiriate conform contractului de dezăpezire și 5 utilaje care sunt proprii. Pentru a veni în sprijinul conducătorilor auto care vor fi în trafic, avem un punct de sprijin care l-am avut în fiecare an la Poiana Stampei, unde avem de asemenea material antiderapant, totodată utilaje, astfel încât să avem o intervenție cât se poate de rapidă pe acea zonă, care întotdeauna a creat probleme și de aceea dorim să o gestionăm cât se poate de operativ. În ceea ce privește secția drumurilor naționale Suceava, avem în stoc o cantitate de 900 de tone de sare, 200 de tone de nisip, iar în această zi se mai provizionează cu încă 500 tone de nisip și avem 10 utilaje pregătite pentru intervenții, din care 7 utilaje sunt închiriate, iar 3 utilaje sunt proprii. În ceea ce privește drumurile județene, de asemenea, sunt pregătiți să intervină dacă va fi nevoie. Vorbim de un stoc de materiale, 470 de tone de sare, 5.000 de tone de nisip și de asemenea există un contract multianual prin care este asigurată dezăpezirea acolo unde va fi nevoie. În ceea ce privește această perioadă care, iată, încet încet se pare că va veni și cu precipitații sub formă de ninsoare, este vorba și de faptul că legea 161 prevede obligativitatea dotării autoturismelor și autovehiculor cu anvelope de iarnă. Această lege nu prevede o dată de la care acestea să fie utilizate, vorbește doar de faptul că în momentul în care drumurile publice sunt acoperite de zăpadă, de gheață sau polei, mașinile trebuie să fie dotate cu asemenea anvelope și din acest punct de vedere fac un apel prin intermediul dumneavoastră la toți conducătorii auto ca să realizeze dotarea mijloacelor de transport corespunzătoare și să nu avem nicio problemă. În ceea ce privește această zonă, suntem în alertă din această seară, împreună cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență, de asemenea Inspectoratul de Poliție, prin serviciul rutier, va fi prezent în trafic, astfel încât acolo unde vom avea probleme punctuale, sunt zonele pe care le cunoaștem și le vom gestiona punctual, vorbim de Mestecăniș, vorbim de zona spre Pasul Tihuța, zona Palma pe DN17A, să avem o intervenție rapidă, astfel încât să nu avem blocaje în trafic și nicio persoană să nu fie blocată în această zonă. Vom vedea exact care va fi evoluția în următoarele 24 de ore ale vremii și în funcție de acestea vom lua măsuri suplimentare acolo unde va fi cazul.